înalte. Ce a determinat-o să se ducă nemirată și cu ce a surprins la fiecare apariție? În aceste momente, Ana Maria Prodan se află în Dubai, unde petrece câteva zile alături de soțul ei, Laurențiu Reghetan. Ana Maria Prodan a profitat de câteva zile libere și a decis să plece în Dubai, pentru a fi alături de soțul ei, Laurențiu Reghetan. Este el, este soarele meu, bărbatul care îmi este alături la bine și la greu. De fiecare dată, când nu am proiecte profesionale, vreau să fiu cu el, indiferent în ce parte a lumii ar fi, virgulă, a spus Ana despre dorința de a sta cu bărbatul său, în ciuda programului încărcat pe care le are. Ce spune Prodanța despre Reghe? Când latră, cursul trece prin casă. Și de data aceasta, împânsara a plecat în Emirate. De face senzație la fiecare apariție, fie că este vorba de plajor, acolo unde alege numai costume minuscule, care să îi pună trupul în valoare, cât și cu noile cadouri primite de la partenerul ei de viață. Eu primesc cadouri în fiecare zi, dacă mă crezi. Laur este un romantic incurabil. La noi, motoul vieții este, cumulată, cursul trece punct atât. Ce vorbește lumea, ce nu vorbește, nu e treaba noastră. Nu trăim pentru lume, trăim pentru noi și suntem foarte fericiți, virgulă, a povestit Ana în urmă cu puțin timp în presă. Iar acest lucru pare a fi valabil, căci, în aceste zile, a fost extrem de răsfățată de tot. Ana Maria Prodan a plecat în Dubai, la Reghet. Ce cadouri de fiți a primit? În drept dovadă, Ana Maria Prodan a plecat în Dubai, la Reghet, și a primit numai daruri de mare valoare, de la geantă de firmă până la brățări spectaculoase, care costă peste 10 000 de euro, doar una.